Și precum a zis Adrian, eu mă numesc Aurel Bob. Sunt foarte entuziasmat. Vreau să vă zic că lucrurile care le discutăm astăzi o să fie vitale pentru dezvoltarea voastră în continuare, pentru a vă afla aptitudinile, pentru a vi le dezvolta. Cam asta o să discutăm. Și despre comunicare o să discutăm. Bună ziua! Mă numesc Aurel Pop. Precum Adrian m-a prezentat, mă ocup cu evenimente de pictură, de desen, de comunicare, de empatie, de dezvoltare. Lucrurile pe care o să le discutăm astăzi o să vă ajute foarte mult și o să fie vitale pentru dezvoltarea voastră în continuare, pentru a avea anumite aptitudini mai bune, să puteți să comunicați mai bine, să fim mai empatici și, dacă se poate, să fim un pic mai buni, să ne dezvoltăm personal, să ajungem la țelurile noastre. Care dintre prezentări v-a plăcut? Prima sau a doua? De ce nu v-a plăcut prima prezentare? Nu m-am uitat. Bun. Asta e una dintre regulile de comunicare. Altceva. Hai să vedem. Tonul vocii. Chiar așa. Și limbajul non-verbal. Limbajul non-verbal. Am încercat de tot să scot limbajul non-verbal, de să n-am nicio... Dar e greu. E greu să nu... Trebuie să mă mișc. Asta a fost primul slide și chiar vreau să vă spun același lucru spus într-un fel, aceleași cuvinte, spuse într-un fel și spuse în alt fel. Să vedeți care este diferența dintre comunicare. Mulți au zis tonul vocii, mulți au zis mișcarea corpului, deci non-verbalul, care este foarte, foarte important. Deci o persoană care nu dă din mâini, tonul vocii nu e cald, nu vrea să se conecteze, nu stă în contact cu ochii, nu se uită la oameni, cum vrei să comunici dacă tu nu te uiți la nimeni, da? Deci ăsta a fost primul slide. Și în al doilea slide m-am gândit să vedem câteva persoane și să-mi spuneți părerea voastră despre persoanele de aici. Opinii. Hai să încercăm cu primul personaj. Ce vă face să simțiți? O profesoară. Deci un stil serios. Da? Al doilea personaj? Charming, da? Deci un gigolo, ceva. Ok. Un băiat fain. Unul de treabă. A treia persoană? Mai tânăr, aceeași chestie, nu mai tânăr, nu? Nervos. Serios. Serios. Da. Serios, nu mai nervos. A patra persoană? Cea mai interesantă. Cea mai interesantă și extrem am pus-o. E doar profilul. E doar profilul. Bun, deci am observat că îi întors, da? Cea mai expresivă. Expresivă. Altceva? Serios. Îngândurat, poate? Parcă n-avea necazuri. Da? Și din îmbrăcăminte, parcă în altă locație, da? E trecut prin multe, da? Și al cincelea? Visător. Fericită. Optimist. Sensibilă, curioasă. Copilăria, de fapt. Da? Cât de mult se văd în ochii personajului și vârsta la care e. Comunicarea superficială. De fiecare dată când comunicăm cu cineva, când ne întâlnim cu cineva nou, în prima vizualizare a persoanei, le dăm deja cu părerea. Cum e persoana? Are bani? N-are bani? Cum e îmbrăcat? E îmbrăcat bine? Nu e îmbrăcat bine? Cum stă corpul? Stă corpul drept sau stă așa? Se uită în ochii mei? Nu se uită în ochii mei. Da? Astea sunt lucrurile superficiale pe care le facem la prima impresie. Pentru orice comunicare, prima impresie e cea mai importantă. Dacă eu, în continuare, comunicam cu voi cum am început, probabil că la un moment dat ziceați să... Bun, mulțumesc, da, comunicare, hai că plecăm acasă. Da? Deci prima impresie contează foarte, foarte mult. Dacă eu sunt foarte energizat, foarte... cu voce tare, unii dintre voi s-ar putea să nu se simtă bine. Pentru că unii dintre voi le place să vorbim mai ce, să fim mai frumos,
așa de energizat. Asta o să fie un punct pe care o să facem un exercițiu mai încolo, dar vi le spun de acum cam la ce să vă pregătiți. Da? Deci, aparență, prima impresie. Asta e cu ce pornim atunci când comunicăm. Atunci când știm pe cineva, comunicăm altfel. Când ne întâlnim pentru prima dată cu cineva, aia e comunicarea reală. Da? De acolo vine exact ceea ce sunt eu, cum comunic eu. Pentru că cu familia, cu prietenii, am un fel de a comunica. Cu persoanele noi, acolo se vede cum comunic eu de fapt. Care este nivelul, care este tonul vocii. Cât de tare vorbesc, cât de mult sentiment pun în cuvintele mele. Acolo se văd lucrurile astea. Asemănător cu cedul, o să vedeți și acolo că e unul dintre cele mai bune speech-uri care le-a făcut. Cercul de aur e ceva în felul următor. Sunt trei cercuri concentrice. Nu o să le desenez. Le aveți acolo. Why? Deci, de ce? How? Cum? Și what? Ce? Și eu le-am transferat în cercul meu de aur. Dezvoltare, care e mijloc. Empatie, care e cercul de lângă. Și comunicare, care e cercul exterior. De ce credeți că nu am făcut invers? Pentru că cel mai important pentru noi este comunicarea. Dar cum pot să ajung eu la comunicare dacă nu mă dezvolt pe mine? Cum pot să comunic eu eficient dacă eu astăzi sunt la fel ca mine, mâine sunt la fel ca azi? Deci dacă nu mă dezvolt, n-am cum să comunic. N-am cum să fiu mai eficient, n-am cum să fiu mai bun comunicator dacă eu nu mă dezvolt pe mine. Iar empatia, o să vedeți că este un factor foarte, foarte important atunci când comunicăm. Dacă eu nu înțeleg persoana cu care vorbesc, dacă eu nu înțeleg problemele, lucrurile prin care trece, mai pot să le înțeleg eu pe el? Mai pot să comunic la același nivel? Vorbeam de nivele de comunicare. Atunci când e o persoană agitată și tu ești liniștit. N-ai cum. Energia ta, vibrația ta, nu e la același nivel. Deci cu siguranță nu o să aveți o conexiune. Când comunicăm, nu o să ne legăm unul de altul. Tu o să fii agitat, o să-mi transmit un mesaj, eu o să fiu liniștit, o să simt mesajul ăla ca și agresiv pentru mine și o să zic, persoana asta e așa de... Și o să încerc să caut lucruri ca să scap de acolo. O să zic, trebuie să mă duc să mă întâlnesc cu cineva, trebuie să dau un telefon, îs cu soțul aici, mă așteaptă afară de mașină. O să încerc să caut tot felul de exemple prin care să scap de acea comunicare, de acea discuție. Da? Comunicare și variații. Ați văzut la început diferența dintre cum comunicăm. Rata. E tot una dacă vorbesc foarte, 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 foarte repede? Sau o să-mi facă dacă vorbesc încet, domnul. Când vorbesc repede, o să îți pară că sunt grăbit, sunt agitat. Vreau să scap repede de aici, să-mi zic ce am avut de zis și repede am plecat. Da? Atunci când încet vorbesc, o să mi se pară că vreau să zic ceva foarte, foarte, foarte important. Deși este același lucru. Doar rata prin care noi vorbim este diferită. La fel, când oglindim o persoană care vorbește repede, noi o să simțim de parcă vrea să mă exilez repede, hai să vorbim. Și o să pot să iau mesajul. O persoană care vorbește repede, nu o să poată să transmită un mesaj. Asta cu partea de repede o să o vedeți la elevi, când îi scoateți la sală. Sau dacă la o prezentare scoate pe cineva, hai, prezintă, așa, fără să te pregătești. Speech-ul o să fie fără pregătire, o să fie ceva repede, pentru că vin aici afară și o să vreau să plec cât se poate de repede peste ce am avut de zis, că atunci am scăpat. Plec de aici, mă pun pe scaun și sunt safe. Acolo e sigur. Acolo nu mă deranjează nimeni. Și ca să vă rămână rata în minte, m-am gândit să asimilăm cu niște picturi de-a lui Picasso. Că pe astea n-are cum să comunicați. Deci, primul lucru în comunicare este rata. Încet sau repede. Al doilea lucru este volumul. Mi-ați zis la început, da? Parcă volumul a fost prea jos. Să știți că fiecare dintre noi, atunci când comunicăm, suntem la 2 sau la 3. Când comunicăm. Nu cu prieteni, nu cu familia. Acolo avem nivelul bun. Când suntem
la prieteni șapte. Că ne simțim bine, ne simțim în elementul nostru. Acolo nimeni nu ne judecă, nimeni nu ne ia acolo. Putem să fim noi aici. Și cu familia, da? Sau dacă mai avem și un bar de vin de la Cotnare, atunci e clar că suntem șapte ori. Un consiliu care vi-l pot spune, dacă vorbiți în locuri pentru mai multe persoane, întotdeauna să fiți un pic mai mult la volum decât vi se pare vouă că e normal. Deci dacă vorbim la un 2 sau 3, atunci vorbim ceva de ceva. Dacă vorbim la 5, atunci e ceva. Și dacă e peste 5, o să vi se pară deja că vă zgârie la urechi dacă vorbim prea tare. Dar dacă nu suntem pe la 5, atunci mesajul nostru nu o să treacă. O să îi se pară la interlocutorul nostru că nu a fost ceva important ca vorbit. Ca prima parte. Deci când m-am prezentat prima parte, așa nu. Da? Partea a doua a fost energie, a fost vocea, tonul, toate au fost acolo unde să transmite mesajul. Da? Parte din pictură, n-am pus toată pictura, am pictat Picasso la un moment dat al doilea război mondial. E un tablou mare cu peretele ăsta. E plin de oameni care suferă de război și de asta am zis că volumul să fie ceva ce o să țineți minte cu siguranță. Pasul. Putem să avem pas în comunicare. Tempo. Pas. Pas. Pas, pas, pas. Și când facem pas? Când facem un pas? Când dansez? Când dansez. Fac pas. Dacă acum v-aș întreba să-mi spuneți 200 de cuvinte din cartea voastră preferată, mi-ați spune 200 de cuvinte din cartea... Ce? Ultima carte care ați citit-o. Hai să nu zicem. Nu. Ai putea să-mi spui? 200 de cuvinte. 200 de cuvinte, de obicei, într-o carte e o pagină. Deci nu vă cer toată cartea. Dintr-o carte de 200... De pe o singură pagină. Din toată cartea. De pe o singură pagină. Dar dacă v-aș spune să cântați o melodie preferată, să-mi spuneți cum e. Da. Dar unii ar putea. Unii ar putea pentru că acolo are pas, are ritm. Da? Orice lucru care are ritm și are pas, îl memorăm mult mai bine. De ce la un moment dat când conducem ne intră o melodie în cap și apoi ajungem acasă ca și un magnetofon din ăla stricat, tot melodia aia în cap. Și poate sunt 10 cuvinte, plus mai multe, dar ne rămân în cap atât de mult încât poate o zi sau poate la mine o săptămână tot melodia aia merge pe repeat până nu mă satur de ea și mi se face rău. Sau nu știu. Și am pus muzicanți, la fel. Tablou de la Picasso, muzicieni. S-a blocat, nu s-a blocat. Tonul vocii. A zis la început, tonul vocii nu era ok. Cum putem să dăm tonul vocii? Și asta e un exercițiu destul de greu. Tonul vocii, de fapt, înseamnă când vorbim cu sentiment. Și puteam să zic sentiment. Pune sentiment. Când tonul vocii e cu sentiment, mesajul nostru trece la persoana din fața noastră. Deci trebuie să pui sentiment atunci când vorbești. Dar când vorbești ca un oțel, sigur tonul vocii o să fie totdeauna constant. Și la un moment dat, orice prelegere sau orice discuție unde tonul este constant, la un moment dat o să vezi oameni care... Da? Trebuie să vedem, să schimbăm tonalitatea. Pentru că dacă nu schimbăm tonalitatea, atunci omul se obișnuiește cu un nivel și la nivelul ăla e plictisitor. Dacă mai vorbești și încet, dacă mai vorbești... Lumea doar. Și cel mai important lucru... Cum se vede? Cred că se blochează calculatorul meu, e mai... Pauza. Trebuie să știm când să ținem pauză. Sunt mulți oameni care umple golurile cu... Da? În loc să avem aceste goluri, să le umplem cu ceva, mai bine ținem pauză. Încep să vorbesc. Mă mănânc la oameni. Ce face? Ziua.
Ai făcut pauză. Nu mă grăbește nimeni. Pauzele sunt cele mai importante și de învățat atunci când vrem să comunicăm într-un mod eficient, trebuie să știm când să facem pauză, cât de încet să vorbim, să nici nu fim plictisitori, deci să nu se plictisească lumea de noi, dar într-un fel să și transmitem mesajul. Tot Picasso. O să vă rămână în minte seara dacă visați, o vreți să mă înjurați. Microexpresii. Cine a auzit de microexpresii cu mâna sus? Cine le-a văzut? În film. În film le-a văzut. La el sau la care? Light to me. Când ne dăm seama că persoana din fața noastră are o microexpresie? Vă zic și niște exemple cum să vă prindeți că persoana din fața voastră are o microexpresie. Microexpresiile sunt trăsăturile feței care durează undeva între 10 și 20 de secunde. Mii de secunde. Deci, a 10-a parte dintr-o secundă. Da? Deci este foarte greu, trebuie să te antrenezi ca să prinzi. Dar sunt două microexpresii care le poți prinde foarte, foarte repede. Dacă ai anumiți prieteni, și vrei să-ți dai seama cât de dragi îți sunt ție, spune-le ceva bun din viața ta. Spune-le un lucru pozitiv. T-ai luat o mașină de 40.000 de euro. Și o să vedeți imediat microexpresia pe partea laterală a gurii. Durează doar puțin. Dar o să vedeți pe lângă zâmbet un... O să lua mașină. Da? Asta e una dintre microexpresii care le testez activ cu prietenii. Chiar dacă n-am niciun bun de zis, dar inventez unul. Ai, știi, am primit o promoție, mi s-a mărit salariul cu 36% și să vezi fața. Altă microexpresie e undeva la ochi, deci la nivelul ochilor. Atunci când zâmbești și e un zâmbet forțat, nu, ochii nu se mișcă. Deci când te bucuri pentru cineva, te bucuri cu toată fața. Adică de la gură, mușchi ăștia, tot se întind, zici că ești... pe droguri, așa când zâmbesc la lumea. Dar când zâmbesc contrafăcut, deci numai așa un zâmbet fake, atunci doar gura se mișcă și ochii nu. Deci, lucruri bune, gură, lucruri rele la ochi, da? Și microexpresii, o să vă arăt câteva microexpresii, vi se par la fel oamenii ăștia. De acolo de unde vă uitați, vi se pare că e aceeași față. Nu, se vede un pic diferența, da? Da? Pentru că e prinsă exact microexpresia. Deci exact. Sus e fake. Exact, vedeți microexpresia. Exact la ochi. Exact exemplu în care am prins când se bucură cineva și când îi... Așa. Armonizat și ochiul direct. Asta e armonizare. Și oglindire. Ce credeți că e armonizarea și oglindirea în comunicare? Oglindirea comunicării. Dacă, de exemplu, eu mă scape și persoana cealaltă se scape. Asta e non-verbal. Dar pot să comunic această oglindire și ca și ton. Atunci, da, și volum al vocii. Deci eu, dacă vreau să ajung o persoană la un numitor comun, mă uit unde-i tonul lui, mă prezint, salut, eu sunt Aurel, îi zice, salut, da! Și eu încerc să mă duc cu volumul acolo. Pentru că el o să simtă bine atunci când o să audă același nivel. O să simtă bine când eu o să oglindesc ceea ce e. O să vă dau un exemplu pe care un medic îl făcea, venea pacientul, bună ziua, domnule doctor, am venit la dumneavoastră, știu că nu o să mă puteți ajuta, că nu am probleme, mă doare aici, mă doare. Și domnul doctor zicea, bună ziua, domnule pacient, dar știu că ați venit și nu vă place aici, dar totuși, dacă totuși ați venit, hai că încercăm să facem ceva, dacă toți sunteți aici. Și prin această armonizare și oglindire a vocii și a tonului și a lucrurilor non-verbale, oamenii se simți mai aproape de noi. Deci omul nu o să mai fie, hai că plec, mă așteaptă soțul și așa, ci o să vrea să afle mai multe despre noi. O să vrea să fie în treaba noastră. O să vrea să comunice cu noi, pentru că suntem la același nivel.
Și astea sunt lucruri pe care puteți să le faceți acasă și cu familie, da? Și cu copii, și cu bărbatul. Vine bărbatul agitat, ajungeți la același nivel. Și de acolo, dacă am ajuns la același nivel, pot să aduc la nivelul meu. Dar la început trebuie să ating același nivel la care omul cu care discut. Dacă nu sunt la același nivel, el o să simte sau e prea jos, sau e prea sus, o să simtă prost. Și o să vrea să plece din discuție. Și dacă vrea să plece din discuție, nu mai vorbim de comunicare. Pentru că rămân singur și comunic eu cu mine. Pregătește mediul înconjurător. Mergem la o benzinărie și comunicarea noastră e: bună ziua, domnule! Vreau să faceți plinul! O să ne judece cel de la benzinărie. O să fim un necunoscut pentru ei. O să vină, o să ne facă plinul și o să zic că acasă am vorbit cu cineva, da, avea o voce țucuiată, vai de mine. Dar nu o să zâmbească, nu o să râdă de voi. Pentru că nu vă cunoaște, e din afară, el își face treaba, face plinul, e ok. Dar la locul de muncă, dacă mă duc și vorbesc în felul ăsta, o să mai râdă de mine, o să mai râdă. Ce fac când vreau să schimb ceva în comunicarea mea? Să zic, vin la un curs de comunicare și aflu că nu comunic eficient. Și eu, să zic, comunic la 3 și de la depozit pe alta, mă duc la lucru și de acum comunic cu 5. Și până acum m-am dus la lucru. Salut! Am venit! Da? Lumea de acolo, de la lucru, o să fie obișnuiți cu voi la un mic nivel. Și o să zic că asta e tătălnic. Vin la lucru și și-o lua bomboanele din altă cutie. Da? Deci nu o să se simtă. Dar aș putea să mă duc la lucru și să zic, am fost la un curs de comunicare, mi-am dat seama că vocea mea, mi-am dat seama că vocea mea este prea joasă și vreau să fac o schimbare. Deci de câte ori comunicați cu mine și vedeți că sunt prea jos, îmi spuneți. Uite, du-te un pic mai sus, că nu e tonalitatea jos. Și lumea, dacă o pregătiți, deci dacă ne pregătim locul unde suntem, că e birou, că e acasă, că e la familie, că e la prieteni, dacă le spunem dinainte, vezi că eu o să schimb ceva în comunicarea mea și vreau să mă dezvolt și vreau să fiu altfel, lumea nu o să vă, nu o să vă ia la rost sau nu o să zică, ăsta e țăcănit. O să zică, da, vrea să se dezvolte, vrea să ajungă ceva, vrea să facă ceva, vrea să comunice mai eficient și să înțeleagă. De obicei, cel mai bun nivel îl avem acasă, atunci când suntem cu familie. Atunci când suntem cu oameni dragi nouă, atunci tonul vocii este cel normal. Atunci când suntem cu oameni, atunci nu știm cum să moderăm. Sau suntem prea puțini, sau suntem prea mulți pentru că vrem să strigăm peste persoanele cu care comunicăm. Și nici asta nu e un lucru bun, că vorbești cu cineva și tu ești mai sus doar ca să-ți pui mesajul. Da? Trebuie să fii la aceeași nivel. Promit că nu ține mult prezentarea, 30 de slide. Și trec peste ele așa, ca să vedem după aceea, dacă desenăm, să vedem cât am reținut din slide-uri. Asta vreau să vedeți. Cât de multe lucruri o să rețineți pentru că sunt poze. Comunicarea, scris prin mesaje, te iubesc, trimite e-mail. Simțiți acea comunicare? E comunicare. Când trimitem emoticoane, stăm toată ziua, vorbim cu soțul, cu nevasta, cu iubita, cu prietena, cu fiecare ce are, e comunicare. Da. Avem sentimentul atunci când primim un mesaj din ăsta, suntem așa. Da. Bun. Și dacă tot Rada a fost așa care simte mesajul, hai să vedem dacă mesajul trece la tine la fel, comunicarea este în persoană. Da. Și când primești o floare direct, sau primești o floare pe e-mail sau într-un mesaj. Dar nu imaginezi. Tu imaginezi, dar sentimentul da, pe care îl ai când primești un mesaj sau când primești o floare și o miroși și o benzină. Nu e așa, da? Ai învățat ceva în seara. Asta bun. Deci floarea de pe ecran nu o să-ți dea niciodată mesajul pe care ți-l dă o floare pe care o primești personal. Comunicarea este personală. Putem noi să vorbim cât vrem noi pe videochat, pe e-mail, pe mesaje, pe ce vrem noi. Comunicarea personală e aia care contează.
De asta ce a zis Adrian, că în pandemie ne-am pierdut empatia, ne-am pierdut partea asta de comunicare, pentru că nu ne-am întâlnit cu oameni. Nu ne-am întâlnit cu oameni, nu ni s-a dezvoltat, am retroactivat această comunicare, empatie, am uitat cum e să fie. Și acum revenim la ce a fost înainte de pandemie. Acum putem să mergem într-o sală fără mască, putem să dăm mâna cu oameni, nu ne mai frică, nu mai avem acest stres. Putem să comunicăm. Atunci nu mai vorbeai că dacă te spui cu ăla. Să te iei la 4 metri și ce ai zis, de la 4 metri ce ai de zis. Comunicarea fără cuvinte ne face slab sau puternici? Puternici. Slab? Slab, puternici? Între? La mine? Slab sau puternici? Puternici. Puternici? Fetelor? Slab sau puternici? Depinde ce vreau să comunic, că dacă mă uit la tine de parcă te-aș băga prin peretele ăla, fără să zic două cuvinte, puternic. Dar dacă mi se umezesc ochii de la emoție, la fel. Deci non-verbal nu iese, oricum. Este. Non-verbal nu se vede oricum. Poate să fie foarte oricum. Atunci când, să zicem, suntem într-o sală de ședințe și comunicăm cu mai multe persoane, ceea ce ne face puternici. Lumea zice că dacă o persoană stă tăcută și vorbește puțin, e văzută slabă, pentru că da, stă cam mutat la loc. Da? Dar, desigur, nu trebuie să zici multe cuvinte. Trebuie să zici numai 2-3. Dar faptul că tu stai și asculți pe restul lumii, o să-ți dea o aură de putere pe care lumea din jurul tău o s-o vadă ca și puternică, pentru că se gândește, stai că să-ți zici 2-3 cuvinte. După ce au tăcut, dar tu dai seama câte cuvinte mai are el și câte mai poate zică, dar nu le zice, le zice numai pe alea fix. Deci, faptul că ne moderăm cuvintele și non-verbalul, că acum non-verbalul ăla putem modera ușor la o ședință, sau stăm așa, sau stăm super deschis și atunci lumea te vede că ești relaxat. Dar dacă zici numai 2-3 cuvinte, să știți că sunt alea 2-3 cuvinte și tăcerea de după e mult mai puternică decât dacă stai și vorbești o oră întreagă. Mult mai puternică. Deci non-verbalul este puternic. Așteptările comunicate sunt resentimente în devenire. De acord sau unde? Nu suntem de acord. Da. Da? Deci când avem anumite așteptări spre un prieten, vrem să vină la ziua noastră și nu mai vine, sau spre soț, soție, vrem anumite lucruri, dar nu îi le spunem. Da? Atunci când nu comunicăm, pierdem un lucru. Pierdem acel lucru, eu vreau ceva de la tine, dar dacă nu-mi comunici, de unde să știu eu? Da? Deci devine sentimente. Un alt lucru pentru care ar trebui să învățăm să comunicăm mai bine, să ne spunem când avem anumite lucruri pe suflet, să le spunem. Să nu le ținem. Să nu stăm bosuflați, că nu ajungem niciun. Îmbunătățește cum comunici. Câți dintre voi aveți telefon? Ia să-l scoatem din buzunar. Hai, scoateți telefonul. Scoateți telefonul, că știu că asta vă place. Asta scriu un exercițiu. Facem un mărit. Ori, orice. Toată lumea cu telefonul în mână. Hai să așteptăm să scoată lumea cu telefonul în mână. Puteți să-l porniți, să-l puneți pe cameră, să vă vedeți în cameră. Eu vreau că tu vrei să duci și telefonul. Nu mă interesează telefonul. Puteți să-l țineți în masă, dacă e. Toată lumea are telefonul. Ați intrat în cameră, vă vedeți, da? Bun. Aveți 30 de secunde. 30 de secunde să spuneți un mesaj. Nu vă gândiți ce... Eu îl pornesc, porniți video și spuneți un mesaj. Nu contează, așa pentru voi. Orice. Hai. A pornit. Hai, fetelor, hai.
Știu că e greu, știu că nu e ușor.